Poveste în culori de Corina Cotoi. În pădurea de flori, ascunsă între nori, trăia o familie de visători. Toți visătorii, după cum se știe, se dau un vânt după poezie. Cât e ziua de lungă în pădurea de flori, visătorii adună cuvinte pictate în culori. Visătorul cel mare, din flori ofilite, adună cuvintele cele mai aiurite. Cel mijlociu, dintr-o albastră cicoare, adună virgule și puncte și chiar semne de întrebare. Visătoarea cea mică, pe o albăstrea, visează la mure și dude, căci ea, ca orice visător adevărat, trebuie să viseze neapărat de 3 ori pe zi, uneori chiar de 9, imediat după prânz, neapărat dacă plouă. De e noapte sau zi, de sunt stele sau nori, e mult de visat pentru cei 3 visători. Din cuvinte și semne și vise aurii, visătorii scriu povești pentru copii. Într-o zi lungi și în alta scurte, uneori 2, alteori multe, le adună pe toate și le fac pachet, ca în fiecare joi să trimită un colet plin de povești frumoase și noi, împachetate într-un trifoi. Poștașul primește fiecare colet și îl aranjează după alfabet. Pe un nor le trimite foarte, foarte departe, căci fiecare poveste are loc într-o carte. Coletele ajung cu povești mii și mii, ca să coloreze inimioare de copii. Dar, în pădurea de flori ascunsă într-un nor, locuia și un balaur îngrozitor. Și-i supărat foc pentru că nu știa să citească, s-a hotărât pe visători să-i păcălească. În zor de zi, pe când visătorii culegeau povești, balaurul a furat toate pachetele și le-a aruncat la pești. Apa din lacul cel mare s-a învolburat și toate poveștile s-au amestecat. Cuvintele ude s-au dezlipit și iată, copii, ce a ieșit. Prințesele adormite din somn se trezeau și, chiar mai rău, părul își tăiau. Vrăjitoarele aveau, vai, grijă de copilași. Le dădeau turte, dulci și colțunași, iar unicornii cei blânzi, de-ți vine să crezi, se transformă toți în legume verzi. Dragonii ursuzi s-au făcut iepurași, iar părinții destoinici au devenit ardei grași. Nu mai erau castele înalte, nici zâne, nici balauri, cuvintele toate se amestecau printre valuri. Într-un suflet au fugit visătorii la lac. Ce ai făcut cu poveștile, balaur posac? Văzând ce a făcut, balaurul s-a întristat tare și, imediat, a pornit greșeala să-și repare, să adune poveștile și să le potrivească înainte ca ziua de joi să sosească. Au muncit cu toții până la sfințit și toate poveștile le-au întregit. Când joi a venit, le-au făcut pachet și la poștă le-au dus într-un colet pe care scria: din pădurea de flori colorate și crude, conține povești frumoase și ude.